l-am trimis pe iubitul meu la 12 noaptea. Am zis, nu mă interesează că vii de la basket. E mie în lumeniță. Adică pepene. De unde te-ai luat asta? Nu mă interesează. La dispoziție să faci ce vrea inima ta. Să nu comenteze nimeni. Păi cum să nu profiți? Uite așa, cu chiu cu vai am putea spune, Feli a trecut de primul trimestru de sarcină. Însă putem spune că este o norocoasă, pentru că orice poftește, se îndeplinește. Iubitul ei este lângă ea și nu îi refuză nimic. Nu contează ora și nici momentul. Când mămica cere, îi se va da. Doamne, deci ce toane și ce... Vai, eu oricum din fire sunt dramatică, altfel n-aș fi artistă, știi? Tu, miracol din pântecul meu, ai ales să-ți fiu mamă eu, creștin sau ateu. Și poftele viitoarei mămici nu s-au oprit aici. Păi ce credeți, că a scăpat iubitul artistei așa cu una, cu două? Sau mai bine spus, doar cu un pepene? Nu, nu, Feli a continuat cu toanele de graviduță. Am avut niște pofte foarte ciudate. O scap bătrânii, dar pofticioasă așa, aș mânca toate combinațiile astea de... Ce să mă gândesc, aproape o săptămână, în fiecare dimineață mâncam pâine prăjită cu cremă de unt și castraveți murați.